festivalul, în ședința de Consiliu Local, în care dumneavoastră îi spune, nu mai organizăm niciun festival, ca ansamblurile pesediste nu vor să vină la noi. Ansamblurile pesediste nu vor să vină. Ușor. Da. Și am spus așa, ce primăria a refuzat să-și trimită ansamblul la Mănăstirea Cașin? Nici vădă de primă. Pentru că voi discuta, pe dacă copiii sunt PSD, sunteți PSD. Ascultați, mă, dacă stai vrea. Sunteți la PSD. Nu-i vădă de primărie. Atunci vor avea copii? Cum? Atunci vor avea, da, sunteți, da, am înțeles, sunteți PSD dumneavoastră și copiii ați luat pe persoană știință? Întrebați dacă noi putem să decide singur, suntem majori. Perfect. M-am întâlnit vinerea, lunea am avut o ședință la Sălin Moldova, mai mulți primari din zonă, cu mai mulți primari din Republica Moldova. M-a venit unul viceprimar pe care dumneavoastră îl știți foarte bine, de la Arăș. Nu, 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 sunt primar de la Arăș, viceprimar de la Arăș. Nu știți? Nu. Nu știți? Nu, știu doamna, știu doamna, da? E social. O fi, nu mă cunosc doamna. Cum nu-l cunoaște doamne, nu știți de atâtea ori în căpilul cultura? Mi-a spus și dumneavoastră cunoștință cu ea. Bine. Bun, asta e altă poveste. Bine. A venit un viceprimar și zice, când aveți festivalul? Păi zic, când ți-a e că nu am mai intrat în campanie electorală. Voi de la PSD nu mai veniți la Mănăstirea Cașin și toți la PD. Zic, o mai mare drăuțenie, cred că n-am auzit și a făcut cruce omul ăla. Nu, nu. Cu doamna era cacherasă, nici n-am vorbit. Atâtea vă interesează mea asta. N-am vorbit cu doamna cacherasă. Da. Deoarece am fost la festival și mi s-a promis că... Am fost la festival la Sălnic, mi s-a promis că primim ceva. N-am primit nimic. De la doamna cacherasă, că am fost organizator, am mers la muncit degeaba. Atunci la Sălnic, sus la... la... cum îi zice, la stâna dacilor. Așa, mi s-a promis să primim 2000 de lei, n-am primit nimic. Doamna a fost organizator. S-a organizat la Sălnic acum parada la Curtea Populară, să nu mai știu cum îi spune. N-am fost invitați, n-am fost băgat de seamă, tot mai dat și nu știu. Împreună cu domnul primar Baciu, de la Sălnic Moldova. Domnul primar Baciu, după ce am discutat treaba asta, că venim banii de la doamna Caterasă, de la pe asociație, ei au fost, nu de primărie. Ai altă discuție. Ai altă discuție. Deci aici trebuie să... Deci dumneavoastră trebuia să vă duceți, să faceți un contract de parteneriat. Erați invitat la acțiunile Sălnicului și primeați bani de la Sălnic Moldova. Când v-am întrebat acolo, nu ați spus, n-am fost la Sălnic Moldova. Nu, n-am fost la Sălnic Moldova. Urma să mergeți la achiziții la Sălnic Moldova. Nu puteam fi asociația mea. Mai era o sursă de venit. Acolo se face asociația la primar. În 2017, 2018, 2019, că ați primit extrem de mulți bani de la Consiliul Județean. Ați primit extrem de mulți bani de la Primăria Mănăstirea Cașin. În comparație cu da, primit foarte mulți bani. Foarte mulți bani. Și să spuneți ce ați primit bani de campanie și de populare, doamna primar. Foarte mulți bani aceștia au fost banii în 20 costume populare și care aceștia sunt cizmele, sunt cizmele, sunt costumele. Cristi, se filmează. Poate lumea care va vedea film, va crede că noi, toți, nu mai putem de a munci pentru bani. Da. Și vrem bani, și bani, și bani. Da. Nu, vrem doar să putem să desfășurăm bucatea. Haideți să vă spun eu, v-am umblat după domnul vice. Sunteți aici, da? Am fost discuția între 6 ori, da? După ce au venit cei de la Tăiuș la noi, știți că am spus, au venit frumos, cum îi spune, flyer, extraordinar de frumos au venit. Și v-am rugat frumos să facem și noi, și mi-ați promis că veți rezolva problema în scurt timp, să facem și noi un flyer, un ceva cu Mănăstirea Cașin, o de aia, cum au venit ei cu farfurii care se scrie Mănăstirea, cu poza Mănăstirea Cașin, o ceva. Așa. V-am rugat și am spus că rezolvați problema asta. Am fost în Republica Moldova acum. Da? La prima invitație care a fost în Republica Moldova, în Academie. Am fost cazați cu mie și au fost cazați la oameni acasă. Foarte bine, ei poate să spun, nu trebuie să spun. Au fost cu asta, nu contează. Problema este când te duci în casă la cineva, te duci cu un acum. Da? Întrebați-mi că sunt aici toți. Cine le-a cumpărat? Și din banii cui s-au cumpărat un pachet de cafea amărui, și o cutie de bumbari și o pasă de cadou. La fiecare familie care ați fost cazați. V-am cumpărat așa ceva? Ați un pic. Și din banii mei. Ați un pic, da? Eu am cumpărat, pe lângă ce ne-am dat noi, tot eu am cumpărat. Și m-am dus cu atenție, că așa se duce, la doamna organizator de acolo. Așa au venit și ei pe mine. Așa, la doamna organizator.
Și la domnul președinte, consiliul regional, de acolo. Nu am avut niciodată discuția. Așa, bun. Mi-aș fi avut doar bani de transport. Am avut discuția, am avut discuția despre chestia. Nu mi-aș fi avut doar bani. L-am întrebat dacă sunt făcut și astăzi cum să fac corect. Dar nu sunt, n-am făcut pentru zilele comune, am făcut... Toate, care mai este? Doamna, la 5 ori adecvat, nu mai lăsa, nu mai am spus cu toate. La 5 ori comuna asta... Eu am înțeles altceva. Festivalul acesta se desfășoară în septembrie, așa cum am adevărat 2 ani de zile. De ce totuși trebuie să facem vara? Să ne certăm că primim, că nu primim, că sunt, că nu sunt? Care este problema? După care am mai fost invitația, cum am luat. Țin să menționez că și prima dată am luat trofeul acolo. Și a doua oară și pentru copii și ceva fantastic. Vedeți-mă. Credeți-mă că ajung și acolo. Îmi vine să fac plecăciuni în fața lor, când de bune au fost, s-au câștigat la Republica Moldova, cu niște copii care urcă la 2-3 zile, au urcat la 2-3 zile să scenă copiii. Dacă nu, asta eu acum sper de aici și văd pe Facebook. Dacă nu intrați la Cantemir, în casa de copii, Cantemir și des, au urcat la 2-3 zile copiii să scenă, aceiași copii. Și la de aici ne-am văzut. Am mers să colocați la trofeu. A doua oară am mers cu Racul Delia. Așa, și discută și despre Racul Delia. Am mers cu Racul Delia care tot timpul ei este uneștean, dar tot timpul spune că ea vine și reprezintă Mănăstirea Cașa, unde este solistă de-a noastră, și reprezintă Mănăstirea Cașa. Și-a luat a doua oară trofeu și cu fata cu Teodora Mici, da? Care a luat acolo, a luat mențiune și de-a trofeu. Invitați să vă iei pe primăria Mănăstirea Cașa. Da, au venit. Și la care ați plecat dumneavoastră cu doamna și cu Delia și cu asta. Deci așa au făcut în puternicie. Deci nu există nicio reacuință. Așa, din nou aceeași problemă. Pentru că au fost discuții în Facebook, eu m-aș folosi din bani. Așa, a doua oară, acum am plătit 400 de lei pe același considerent. Problema este că am luat... Cum este acest ansamblu, domnul Trădar? Ansamblu școlii și al comunii. Al școlii și al comunii. Da. El a școlii, el a înființat. Dar asta nu trebuie, asta nu înseamnă că... Era comunița, cu copiii lor. Asta nu trebuie, nu trebuie să înseamnă. Adică, cu impozitul pe revenit pe care am putea să-l dea părinții, la care îl ia profesor, cu impozitul, cu acțiuni pe care se pot duce cum trebuia să ducă la primăria, la primăria Slănică și Iarăși, nu se poate întreține de la primărie, că asta mi-a spus și domnul viceprimar, noi nu ne putem întreține de la primărie. Dar am apelat și la alte primării. La fel cum l-am trimis pe domnul Blănaru, Primărițe, vedem și copiii noștri, nu-ți lasă nici la... Nu le spune, se caută orice mijloc de ajutor. Am înțeles, nu-și mai bunim orice mijloc de ajutor. Am primit, ne-a ajutat și domnul Brână, ne-a ajutat și domnul Ilie Mihai, ne-a ajutat și domnul Marian Gheorgaș, ne-a ajutat și domnul... Banii care de la ajutorul, așa, s-au dus către o parte din copiii din acest ansamblu, la plecările la festivaluri. Plecările la festivaluri, mai ales și în afară, și în țară, când se face la mare și astea, costă bani. Bă, sunt unii copii, sunt și aici, în sală, nu o să dau, nu trebuie să dau. Da? Să știi că sunt unii copii care nu și-au permis. Nu-și permiteau. Aveam copii care plângeau aici pe tete, să știți. Noi făceam repetiții și ei stăteau și plângeau aici pe tete, nu poate să meargă, nu au bani. A? Am venit atunci la aceie 1000 de lei, i-am cerut, acolo aveți multe fete care ați. Da? Eu nu mi-am spus niciun da? Păi ați venit. Am venit mie aia de lei și acolo și am avut explicativă la banii, la toți banii care am venit la dumneavoastră, este tot explicativ. Este absolut. Am rămas prost când am văzut că se induce către populație că eu m-aș fi folosit din bani. Că eu aș fi luat bani. Eu ce bani pentru excursiile astea inventar? Sunt aici, întrebați. Sunt aici, astea am zis. Voi veniți și voi de toate. M-ați auzit că veniți cu linda asta? Nu, eu vorbesc de ce scrie acolo pe Facebook. Dar fel, eu nu am vrea cu Facebook. E vorba de domnul consiliu Bioniț, că sugerat că nu e adevărat, eu mă folosesc de bani și așa bani. E vorba de domnul consiliu Bioniț, pe Facebook tot. E rămas acolo pe Facebook tot. Nu cred că a scris. Avem mai multe mesaje. Nu,
Deci, să vedem dacă totuși... Așa, plus doamna Camelia Morar, Bari Puiu, care e asta, da, ea și-a găsit la mamă, nu-i prescind, noi luăm banii, luăm bani, și doamna Morar o să vă spune și luăm banii de excursii inventate, și nu, doamna, am fost la festivalul. Am fost la festivalul cu două bălgiuni de lui, spune la sud, de Coli Sud. Păi există o zonă, deși mergeți cu microbuzul școlii, cheltuieli care sunt tot din mașinărie. Ascultați-mă un pic. Da, știți pe ce. Tot combustibilul este plătit de primărie prin școală. Da, da, da. Și când înțeleg că copiii plătesc... Nu, ascultați-mă. Bine că știți, vă rog frumos, m-am ascultat pe mine. Dar asta nu ne-a ascultat. Părintele fiți legal. Am ascultat împreună. Și cei mai rău este că ați zis, din păcate... Domnul Amelie de toată problemă. Dar teamnă și mie ce se întâmplă aici. Exact, sunt foarte mai bine. Avem aici niște copii, de viitorul în fața noastră, iar cei care ar trebui să facă bine în comunitatea asta, inclusiv doamna primară, dumneavoastră și doamna... Apropiesc. Așa. Vă încercați în fața unor copii. Exact. Greșiți fundamental. Câțeni. Adică nu este corect să avem interesant sau primos? Nu, primos. Problemele pe care le discutați dumneavoastră și partea care vreți să o țineți acestor copii, care în funcția dacă au să ziceam, sunt tot copii. Majoră. Sunt copii de trec. Copii de trec. Adevărat. Bă, că a spus un tupeu extraordinar. Și asta e dimința de educație. Nu, 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 avem pe tot. Este dimința de educație. Doamne, copiii sunt acolo. Dar asta e din asta, aveți copii din nou. E reprezentat și ei? Unde sunt părinții lor? Unde sunt părinții lor astăzi? La servici. La servici. Și-au dat acolo să-i reprezentați în halul ăsta la astăzi. Ăsta în care efectiv țipați unul la altul și nu faceți nimic altceva decât să nu rezolvați problemele. N-am țipat, am vorbit. Da. Am schimbat, dar domnule, ce fi spus? Bun, cred că nu ați luat niciun problem. Hai să vedeți la altceva. Ajungeți la altceva. Din asta am înțeles și am înțeles foarte bună poziția dumneavoastră. Încercați să treceți peste acest. Nu, trebuie. Acum să dau răspunsul la acuzația asta. Doamne, dar aveți o grămadă de acuzații, domnule. Domnule, am fost acuzat. Pe Facebook sunt foarte multe acuzații. Am fost acuzat că au plătit părinții transportul. Și că banii ăia au fost, că am fost cu microbuzul de școală. Am înțeles, dar așa mi-a spus că a văzut pe Facebook. Ascultați-mă un pic. Dați un pic. Deci, taxa plătită de fiecare părinte și de fiecare familie, de fiecare copil, a fost de 40 de lei. Da, așa este. Așa este? Da? Bun. Taxa de concurs a fost 25 de lei. Da. De persoană. Știe. Taxa pentru a doua zi dimineața, atunci, înainte de a pleca, am întrebat părinții aici, în fața căminului cultural. Taxele de acolo sunt 10 lei, care trebuia să-mi dau înapoi. Să-mi dau înapoi. Am spus așa, trebuie să vă dau 10 lei înapoi. Pentru că se merge și cu microbuzele școli. Noi am vrut să mergem în prima fază, am vrut să mergem cu un autocarmat. Și am spus, de aia 10 lei, organizatoarea mi-a propus să primim, să crească fiecare copil o medalie și o diplomă, pe care le-au și primit. Așa. Au rămas 5 lei. Eram, cele două microbuzi au împreună 34 lei. Cei mari, pentru că ei au organizat și ei la rândul lor când au fost mici, o grămadă la transport și au primit părinții și apelat și astea, ei au organizat de la un microbuz. Întotdeauna am făcut așa.
ei pentru că rezultatele care au dus și toate, eu așa am le-am făcut mereu, au întâlnit la un microbus. Da? Au plătit, au fost mic, la început au plătit destul. Așa, și au venit părinți, mașini și ne-au ajutat. Bun. Și atunci am spus așa, cei mici vor merge cu mașinile de la școală și cei mari vor merge cu mașini proprii, la o mașini proprie. Da? Cărora sunt aici, la șoferii, cărora le-am plătit carburantul. Din aici 5 lei de persoane care au rămas. Au rămas 5 lei de persoane. De aici 5 lei de persoane le-am plătit carburantul și le-am plătit la drum și la drum. Că este așa sunt, da? Deci, domnule Narcos, nici nu trebuia să ajungem niciodată la asemenea discuții și este extrem de jenant. Toate aceste discuții le puteam avea într-o ședință de consiliu. Pentru dumneavoastră să cereți bani de la Consiliul Local. Deci ei chiar, ei trebuie doar să-și facă treaba. Nu e așa am lucrat, doamna primar, sunt bani? Da, doar fă cere, am făcut cere. Doamna primar, sunt bani? Nu, nu mai fac cere. Așa s-a lucrat. Dacă considerați că... Ați găsit ușa deschisă la mine. Consilierii și-au dat... Eu am acceptat mereu. Când avem venit și totul mergea în sală? Și cum nu v-a adus lemnul? Lemnul verde.